Vedeți, eu de mult m-am gândit la băiatul ăsta. Era o scenă celebră cu actuala viceprim-ministru Ana Birceal, care făcea sectoral într-o mașină. Am tot circulat în campania din 2008 în 2009, asta, viceprim-ministru asta. Și făcea sectoral cu un tip din PSD. Lumea zicea că e Cioană, după aceea s-a dovedit că nu era Cioană. După aia lumea a zis că e Dragnea și nimeni n-a mai contrazis. Se pare că o fi fost el. Dar într-adevăr avea puntă mică băiatul ăla din mașină, că ține niște filmare, a trecut peste tot. Dar nu numai că avea puntă mică, avea probleme și cu ceea ce trebuie să se întâmple. Adică omul are o dublă problemă.